Vineri 11 septembrie 2020, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava a organizat activitatea Cine au fost, cine suntem noi, cine vom fi. Demersul a fost realizat în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, care are ca temă anul acesta orașe și comunități durabile. În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, CJRAE Suceava este implicat cu un număr de 30 de voluntari. Vom desfășura o activitate astăzi, pentru că așa am prevăzut în program. Săptămâna Națională a Voluntariatului este un eveniment național anual inițiat de Provobis Cluj-Napoca, menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntari pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage împreună sprijinul comunității și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. În Canada, acest eveniment se sărbătorește încă din 1943, când au fost celebrate eforturile celor care au contribuit la reconstrucția țării după război. Tema de anul acesta a Săptămânii Naționale a Voluntariatului, ce promovează implicarea cât mai activă a tuturor în viața comunității, i-a determinat pe voluntarii Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, ca alături de voluntarii organizației Salvați Copiii, să-i invite pe locuitorii orașului să descopere împreună mai multe despre localitatea în care trăiesc, să se gândească la felul în care și-ar dori să arate în viitor și să identifice căile prin care pot influența schimbarea. Este o prima activitate a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, un proiect național inițiat de un ONG, o organizație de la Cluj, de ceva vreme. Noi am mai participat, dar în cadrul voluntariind alături de alte organizații. Anul acesta, așa cum spuneam, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională inițiază evenimentul prin care ne propunem alături de voluntari ai organizației Salvați Copiii filiala Suceava, să venim în mijlocul comunității. Vom merge pe străzile orașului, vom opri locuitori care își doresc să stea de vorbă cu noi, să afle informații legate de oraș, sunt imagini, ei vor trebui să recunoască locațiile și apoi voluntarii le vor da mai multe informații legate de numele, să spunem, unui parc, numele unei străzi. Sunt lucruri pe care poate nu toți le știu. Și apoi vom încerca să ne promovăm, să spunem, activitatea centrului, pentru că mulți poate îi cunosc pe profesorii, consilieri școlari din școlile, liceele, grădinițele județului, dar știu mai puțin că toți aparțin centrului nostru. Știu poate mai puțin dintre suceveni faptul că aici la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională se organizează activități de formare pentru profesori, activități de dezvoltare personală pentru elevi, pentru părinți, iar anul acesta ne propun fie față în față, fie online, să organizăm cât mai multe astfel de activități, mai ales pentru că este o perioadă destul de dificilă în care oamenii au nevoie de sprijinul unui specialist.